Eu folosesc foarte multe ferestre și îmi umplu tot ecranul. Pentru chestia asta, Ubuntu mă ajută cu spațiile de lucru virtuale. Spațiile de lucru virtuale sunt niște spații de lucru separate în care poți să-ți grupezi ferestrele. Implicit ai 4, poți să le modifici. Uite, dacă ai, apeși pe butonul ăsta aici, comutare între spații de lucru, sau tasta super și S. Vezi, dacă apeși tasta super, cea cu Windows pe ea, cu iconița cu Windows, apeși tasta super și ți arată toate scurtăturile. Aici o să apară și super și S, pe aici pe undeva, nu pot să o găsesc acum. Da, aici, super și S. Așa ți afișează toate spațiile de lucru. Și cum ziceam, implicit ai 4, poți să-ți modifici dacă folosești diverse aplicații. La ce mă ajută chestia asta? Păi am un desktop separat aici, în care pot să deschid două fereastre, un dosar personal. Să zicem că am două ferestre, că vreau să mai deschid. Ia să vedem. Control N, îmi deschid încă o fereastră, să zicem, intru în două dosare. Bun. Vreau să navighez și pe internet în același timp. Păi apăs pe butonul ăsta, mă duc într-un spațiu de lucru și deschid navigatorul. Firefox, care și-a făcut update și care acum dorește să... Da, perfect, a pornit. În momentul ăsta am 4 spații de lucru, 3 dintre ele au ferestre și pot să le mut de colo-colo. Pot să le iau cu click stânga, cu drag, deci le târăsc dintr-o parte în alta. Și e foarte ușor să lucrez cu foarte multe ferestre așa. Dacă apeși tasta super, tasta cu iconița Windows pe ea, îți arate foarte multe scurtături. Și aici ai Alt Control și una dintre săgeți, ori sus, ori jos, ori stânga, ori dreapta, să te muți într-un alt spațiu de lucru, ci Alt Control și jos, sus, dreapta, stânga. Și dacă vreau să mut fereastra asta după mine, Alt Control Shift dreapta, Alt Control Shift stânga, Alt Control Shift jos și sus. Spațiile de lucru sunt extrem de utile pentru cei care folosesc foarte multe ferestre. Ok, pa, pa!